Astăzi vă prezentăm partea a doua a emisiunii Punct la Călăraș, în care discutăm despre situația consumatorilor de droguri și etnobotanice din județul nostru. Zeci de tineri ajung la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Călăraș în urma consumului de droguri sau substanțe etnobotanice. Cazurile foarte grave nu pot fi tratate la Călăraș și sunt redirecționate către spitalele din capitală. Din raportul pe care l-am primit din partea Serviciului de Primire a Urgențelor, am următoarea statistică. În cursul lunii ianuarie 2019 s-au prezentat la serviciul de UPU 16 bolnavi cu fenomen de intoxicație acută post-administrare de droguri. De acești 16, 8 au fost adulți și 2 minori. În luna februarie 2019 au fost 4 prezentări, 4 adulți. În luna martie 2019, 2 prezentări, 2 adulți și 1 minor. În luna aprilie 2019 au fost 6 prezentări, 4 adulți și 2 minori. Iar în luna mai au fost 13 prezentări, 11 adulți și 2 minori. Vorbiți-ne un pic despre efectul produs de droguri. Da, nu mai o clipă. Legat de această statistică, care e destul de seacă așa și nu spune mare lucru, ce e interesant că din cei minori, din bolnavii minori, majoritatea erau elevi. Deci nu copii fără copii ai străzii, erau elevi. Adulții, de asemenea, erau persoane între 22-23 de ani și 30 ceva de ani. Tineri. Mai puține avem persoane de vârsta a doua și a treia, nici vorbă, așa. Care au venit cu fenomene de intoxicație acută și care utilizaseră aceste, dacă vreți, surogate de droguri. Etnobotanice, așa, cu substanțe psihoactive, medicamente combinate cu alcool și în care simptomatologia era, dacă vreți, comună. Fenomene de confuzie, spasticitate, mișcări dezordonate, fenomene de intoxicație digestivă, greață și vărsături. Din toți acești bolnavi n-am avut incidente, deci nu a fost niciun caz mortal. După administrarea acestor substanțe cu efect de dezintoxicare, perfuzii cu glucoză și vitamine, majoritatea au plecat acasă și n-a fost nevoie de ospitalizare ulterioară. Acum, drumul ar fi... Problema drogurilor este mult mai complexă. În primul rând trebuie să analizezi, și asta o face psihologul, care este, dacă vreți, motivația pentru care subiectul respectiv și-a administrat droguri. A fost o treabă accidentală, a fost o treabă la minori legată de anturaj, a fost o treabă legată de curiozitate sau este o problemă cronică? Deci și administrează în mod cronic. De ce face lucrul ăsta? Și ăsta e foarte important. Are o anumită, știu eu, dezamăgire, deziluzie, probleme sociofamiliale. Fugă de realitate. Probleme sentimentale. Majoritatea, discutând cu ei, încearcă să creeze prin această administrare de droguri un fel de, dacă vezi, de cortină între viața reală și ceea ce percepe. Și atunci preferă să aibă această soluție, da? Care îl rupe pentru câteva ore de realitate. Firește că ruta acestor bolnavi, fie că a fost o administrare accidentală sau cronică, trebuie să fie consilierea psihologică sau, în cazul administrărilor și a dependenței de droguri, internarea într-un centru special de dezintoxicare. Din câte știți dumneavoastră, avem astfel de centre? Nu. În Călăraș. Nu în Călăraș. În București există, în cadrul Spitalului Bagdazar, există acolo un centru, dar cred eu că este insuficient pentru multitudinea de cazuri care există. De exemplu, dacă avem un caz grav în Călăraș, nu putem să-l internăm în Spitalul Județean, trebuie transferat la București sau cum se procedează? Dacă este un caz grav cu fenomene de insuficiență, deci o doză de un caz de supradozaj, cu insuficiență hepato-renală, probleme de depresie respiratorie, atunci bolnavul se îndrumă către toxicologie, serviciului Floreasca, de ATI Floreasca, dacă sunt probleme. De regulă, sunt totuși intoxicații care sunt reversibile, deci după perfuzie și asta pleacă. Vine de multe ori familia care este anunțată, noi anunțăm și serviciul antidrog de la Călăraș, din cadrul Poliției Județene Călăraș,
se merge cu o anumită, dacă vreți, rută de unde și-au administrat, de unde și-au procurat drogurile. Însă, în majoritatea cazurilor, probabil că și din motive financiare, se utilizează aceste surogate de droguri. Nu se utilizează drogurile, dacă vreți, consacrate, cocaina, heroina, care se pare că au un preț mai ridicat, puțin accesibil pentru majoritatea lor. Deci merg pe etnobotanice. Etnobotanice și aceste combinații de psihoactive cu alcool. Cât de grav este consumul pe termen lung asupra sănătății? Este pentru că, în primul rând, nefiind niște substanțe filtrate, în primul rând este o agresiune pentru ficat. Ficatul este laboratorul organismului. El metabolizează, transformă toate aceste substanțe. Deci este un efort metabolic. Mai ales că este o metabolizare atipică. Ficatul nu este obișnuit să metabolizeze asemenea substanțe. El metabolizează principii alimentare, lucruri care este obișnuit. De asemenea, se produce depresia centrului respirator. Sistemul nervos suferă în mod constant. Toate aceste fenomene de tremur, de spasticitate, de confuzie, așa, sunt efecte ale intoxicării sistemului nervos. Firește că utilizarea în mod constant a drogurilor, efectele sunt catastrofale. În primul rând, vei avea în față un om care este rupt de realitate, un om care are o voință paralizată, un om care nu-și mai dorește decât să-și procure drogul, o ființă antisocială care caută tot timpul bani să își cumpere, să-și procure drogurile, da? Care este obligat sau, dacă vreți, este în mod normal să își procure bani pentru acest lucru și atunci comite și infracțiuni, furturi, jafuri și mai departe. Deci problema este medico-socială și este destul de importantă, repet, cu ocazia unor ședințe instruite care le-am avut la institut, la Inspectoratul de Învățământ, fiind și la Școala Pozițială, a venit o echipă de la Antidrog București și de la Călăraș, în care s-a făcut, mi s-a prezentat o statistică, eu aveam impresia că în școlile călărășene, fenomenul este limitat sau izolat, așa, și mi s-a dat o statistică destul de îngrijorătoare. Deci și la nivel de școli, pentru că majoritatea sunt elevi, nu sunt copii ai străzi, sunt elevi cei care utilizează aceste droguri. Ce să vă spun? Ca la orice drog există o perioadă de, hai să zicem, de stimulare, de excitabilitate a sistemului nervos, după care urmează prăbușirea. Mi-aduc aminte că am citit în urmă cu ani de zile o carte a unui cunoscut autor italian, Pitigrini, care se intitula Cocaina. Și în care era descris cazul unui medic care nu mai practica medicina, făcea ziaristică și care era consumator de cocaină. Și cartea ilustrează toată această, dacă vreți, evoluția lui fizico-psihico-socială, da? În care are perioade de mare, dacă vreți, stimulare cerebrală și excitabilitate, în care scrie publică, ia interviuri, mă rog, sentimental. După care urmează prăbușirea. Și în final, fiind și medic, fiind un tip care realiza care este, dacă vreți, prăbușirea lui, merge la un coleg medic, bacteriolog, îi sustrage două probete cu bacil tific, pe care le ingeră și se sinucide. Deci, drogurile către astea conduc. Foarte multe cazuri de suicid sunt ca efect al drogurilor combinate cu alcool, pentru că urmează depresia post-drog. Deci este o problemă complexă care, din nefericire, a început și la noi să fie destul de prezent. Avem impresia că orașul nostru, Călăraș, este un oraș, hai să zicem, mai ferit, mai liniștit de aceste lucruri neplăcute, dar există. Nu sunt foarte mulți care se prezintă. Ăștia sunt cei care ajung în stare de intoxicație. Dar cei care fac în mod curent și care sunt mult mai mulți. Asta este un procent așa care îl avem noi aici. Consumul de droguri asociat cu afecțiune a sănătății poate fi letal? Absolut, absolut. Deci în momentul când ai un bolnav care are o insuficiență hepatică, să spunem că unul dintre consumatori este a avut o hepatită virală, de tip A, B sau C, sau este purtător, în mod frecvent, cei care își administrează drogul, mai ales pe care injectabilă, heroina,
sunt susceptibili de a face și niște infecții de-astea cu hepatite, cu virus hepatitis, pentru că nu se injectează în condiții sterile, de cele mai multe ori pe fugă, pe așa, și atunci sunt și purtători sau chiar bolnavi de aceste hepatite. Păi, în momentul când ficatul este afectat de un virus de tip B sau C, când vii și cu această toxicitate pe care o oferă drogul, poți să intri într-o comă hepatică, într-o insuficiență hepatică acută. De asemenea, bolnavi care au niște afecțiuni respiratorii, sechelari de tuberculoză sau, de asemenea, bolnavi care au afecțiunea sistemului nervos, vii cu o supradoză sau chiar cu consum, să zicem, în limite accesibile pentru organism, de asemenea, sistemul nervos suferă. Deci chiar și la o persoană sănătoasă, efectele sunt devastatoare. Nu imediate, în timp. În timp, oamenii se degradează. Pe de altă parte, acest consum merge paralel și cu o stare de denutriție. Fie că nu mai au bani să-și cumpere alimente, fie că au o inapetență legată de această intoxicație cronică. Atunci, încet, încet, drumul este către distrugere, către autodistrugere. Un consumator poate fi recuperat doar după urmarea unui tratament medicamentos sau este nevoie neapărat și de obligatoriu psihologic și psihiatric. Obligatoriu. Pentru că, pe lângă tratamentul, în primul rând, tratamentul de dezintoxicare durează mai mult decât la droguri, mult mai mult decât tratamentul în dezintoxicarea alcoolică. Da. Deci o cură de dezalcoolizare durează, zicem, 3 săptămâni și atunci, și cu tratament psihologic, poți să ai niște rezultate bune. O cură de dezintoxicare la droguri durează de multe ori, cel puțin un an. Pentru că sevrajul, deci sindromul de abstinență după droguri, este mult mai greu de suportat decât sevrajul alcoolic, care îl poți, se poate rezolva medical cu perfuzii, cu glucoză, cu vitamine, cu niște anxiolitice. La droguri se pare că efectele sunt mult mai grave. Bolnavii simt dureri osoase, o stare de excitabilitate nervoasă, deci dezintoxicarea se face numai în centre specializate și cu consiliere psihologică obligatorie. Deci trebuie să suprim cauzele, motivele care au condus la aceasta. De multe ori ele sunt familiale, sunt sociale, sunt sentimentale de multe ori, la tineri ăștia adolescenți există. Sau, din pură curiozitate, un anturaj care, în care se practică acest consum de droguri, îl poate conduce și pe un tânăr care, știu eu, își vedea de drum până atunci să facă aceste greșeli. Tinerii care vor să renunțe la acest viciu au nevoie de suportul familiei și de consiliere psihologică. Să vedem punctul de vedere al unui psiholog. Care ar fi motivele care împing tinerii către consumul de droguri? Ar fi destul de multe motive, însă cred că motivul sau unul dintre motivele principale la o vârstă mai crudă este curiozitatea. Aud că cineva a luat, s-a simțit bine, vor să fie cool, încearcă, de obicei încearcă un drog un pic mai ieftin, nu se aruncă la de-astea foarte scumpe, și unora cărora drogul le intră, să zic așa, peste o problemă reală, pot să rămână consumatori. Alții pot să iasă destul de repede din tot caruselul ăsta. De la simpla curiozitate până la dependență ar fi? Păi dependența este crescută sau încurajată, putem să spunem așa, și de background-ul lui psihic. În societate putem vorbi de tineri, pentru că cel puțin pe la noi prin țară mai mult tineri consumă. Ei folosesc substanțe din astea interzise, droguri, în momentul în care au o nevoie care nu poate fi satisfăcută și, practic, vor un plus de plăcere. Pentru un dependent, ce rol ar avea familia pentru a-l ajuta să iasă din impas sau să scape de acest viciu? Ce trebuie să facă? Sau dacă nu are familia aproape, ce poate să facă el? Să ceară ajutor? Să meargă undeva? Care sunt pașii?
au foarte mare nevoie de suportul familiei și nu numai al familiei, chiar al societății, pentru că este foarte greu să ieși de acolo. De ce? Practic, dacă ar fi avut resurse, nu ar fi ajuns până la urmă să consume substanțe. Și în momentul în care ei au înțeles că nu pot și au ajuns într-un centru de reabilitare, în momentul în care ies, au nevoie de foarte mulți oameni în jurul lor, au nevoie să își schimbe anturajul, pentru că dacă sunt aproape de cei care i-au furnizat înainte și așa, este destul de ușor să intre înapoi și să consume. Și au nevoie de destul de mult suport psihologic, se face psihoterapie, și ușor, ușor, unii ies, până la urmă. Cât de greu este familiei să accepte, gândindu-mă că totuși rușinea este cea care îi apasă de cel mai multe ori, le este foarte greu să accepte ca o problemă de genul ăsta în familie și poate că le este mai ușor să nege sau să dea vina pe altcineva. Dom'le, nu, la noi în casă nu se poate întâmpla așa ceva. De vină este societatea, de vină este profesor, de vină este prietenul sau de vină este oricine altcineva. Mai puțin noi. Mm-hmm. Pentru familie e destul de greu și mai ales ne gândim că cei care ajung să consume au o problemă venită din familie, din copilărie. Și momentul în care ei au crescut într-o familie care nu le-a oferit suport emoțional, e destul de greu pe urmă ca acea familie care nu a oferit când copilul era bine să-i ofere acum un ajutor în momentul în care el a făcut ceva, de obicei ei spun că a făcut ceva rău și că nu ține de familie, dintr-o dată să se schimbe, să înțeleagă procesul și să înceapă să fie suportivi. Și că nu ai suportul familiei, ce îți rămâne de făcut? Cei mai norocoși reușesc să ajungă într-un centru de reabilitare unde există suport profesionist și să înceapă o terapie, să intre în grupuri de suport. Adică, practic, să apeleze la ajutorul societății. Cât de greu este psihologului să-l facă să înțeleagă și să depășească un pic partea de copilărie, probabil unde i-a lipsit dragostea, unde i-a lipsit înțelegerea, unde i-a lipsit protecția familiei. Te trezești la o vârstă de 16 ani, consumator de droguri, nu ai cu cine să vorbești acasă, ajungi într-un centru de reabilitare unde te simți singur, neînțeles. Cum poate depăși? Lucru cu dependenții nu este foarte ușor, este de lungă durată, apar destul de multe drop-out-uri, nu e vina terapeutului, dar important e terapeutul să nu renunțe, pentru că el e profesionist, și de fiecare dată când ei revin și să continue, până când reușesc să ajungă amândoi la liman. Cu sau fără suportul familiei, tinerii vor ajunge, dacă vor să depășească această etapă a vieții lor, vor ajunge în centrele de reabilitare și recuperare. Urmează o perioadă dificilă pentru ei acolo și anume perioada sevrajului. Se știe exact cam cât durează această perioadă și câți reușesc să depășească perioada de sevraj? Perioada de sevraj este influențată de drogul pe care îl iau, este influențată până la urmă și de capacitatea organismului de a putea procesa substanța și în momentul în care se iau droguri puternice este nevoie să se facă o adiție de drog ușor, metadona este un drog ușor, tocmai ca să poată să fie drogul eliminat foarte încet din organism. Altfel pot ajunge în sevrasă și moară. Să-și piardă viața. Uh-huh. Dacă am discutat despre substanțe, sunt diferite. Știm foarte bine că pe piață există drogurile și substanțele sau, da, substanțele umbotanice, substanțele cu efect halucinogen. Care este diferența? Ce efecte dau? Sunt diferite efectele produse sau care este exact? Păi unele dintre ele sunt relaxante. Sunt deprivatoare, să zic așa, deci practic în momentul în care, de exemplu, cannabisul este relaxant. Scap de inhibiții, dar apare și o stare de liniște, senzație de dilatare a timpului, par să dispară problemele și tot așa. După ce dispare efectul de o jumătate de oră, o oră, sunt acutizate, practic, stările dinainte. Dacă ai luat pe depresie, depresia va fi mult mai acută în următoarea perioadă.
Și mai sunt cele stimulatoare, care aduc un plus de energie și care se folosește de obicei în societate, eu știu, prin discoteci, prin cluburi, pe la concerte, și care cresc destul de mult nivelul de dopamină, de serotonină, noradrenalină. Îi fac să se simtă bine pe termen lung, dispare senzația de somn, dar care au și ele tot efect scurt, o oră maxim, două. Cât de toxice sunt etnobotanicele? Păi, mie mi s-ar părea cel mai bine să ne gândim pentru ce au fost făcute. Sunt îngrășăminte pentru flori, pentru gazon sau alte chestii de genul ăsta. Nefiind gândite, nici măcar de cei care le produc ilegal, să zic așa, pentru uz uman, ele pot fi destul de toxice. Din câte știu eu, cam peste 80% din cei care ajung la UPU ajung de fapt intoxicați cu aceste substanțe și mai puțin cu o stare modificată, undeva la 4-5%. Consumatorii sunt conștienți că își pun viața în pericol în momentul în care, sau nu contează? Într-un moment al vieții, beneficiul pe termen scurt este mult mai important și se gândesc mult mai puțin că ar putea să moară sau să capete o afecțiune cronică sau ceva de gen. Plăcerea imediată primează. Și pe termen lung, consumul de etnobotanice aduce la... În funcție de ce substanțe toxice sunt în ele, pot duce la destul de multe boli. Ficatul ar trebui să proceseze acele substanțe și de multe ori nu reușește. Dacă am stabilit ce trebuie să facă familia, dacă susține sau nu, ce ar trebui să facă societatea? Cum ar trebui să-i privim? Eu, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, societatea este de fapt cea care ar putea să facă ceva și ar fi nevoie ca toate instituțiile, să zic așa, care au de-a face cu persoanele consumatoare să aibă o strategie comună prin care să încerce să integreze astfel de persoane, să le ofere facilități pentru terapie, pe urmă să-i ajute în momentul în care își doresc să-și găsească un loc de muncă, adică să poată să integreze înapoi în societate. În momentul în care îi scoatem undeva în afară, putem să le dăm și un oraș întreg. Ei nu se vor opri, pentru că problema nu se va rezolva așa. Vedem prin filmele americane acele grupuri de sprijin, alcoolici anonimi sau ceva de genul ăsta. Cât de folositoare sunt? Și dacă ar fi bine să înființăm astfel de grupuri de sprijin, cred că la nivelul fiecarei comunități. Ele există și în România, nu știu dacă în comunitățile mai mici există. Sunt foarte utile, pentru că este mult mai ușor să mai vorbești cu cineva care a trecut prin ceea ce ai trecut tu și care pare să te înțeleagă. Și bineînțeles că pot apela și la un psiholog care doar ar mai modela din când în când discuția, dar e foarte important ei între ei să se ajute, să ajungă până acolo. Dar asta este pasul 2. Prima dată e nevoie să scoatem din organism substanța. Dacă dependentul renunță, nu poate să facă față situației și renunță la consilierea psihologică, ce era unui psiholog să mai poate să facă ceva sau pur și simplu? El nu poate să forțeze pe nimeni. În momentul în care cineva își dorește să renunțe, nu are capacitatea legală să-l oblige să rămână acolo. Tot ce înseamnă consiliere, tot ce înseamnă terapie, pe așa ceva, se face benevol. Nu vin legați, nu stau legați, nu pot pleca oricând și dacă își doresc să revină, revin, dacă nu, nu. Probabil dacă ar exista în România centre unde accesul sau ieșirea din instituție ar fi interzisă până îți termin tratamentul sau pe o anumită perioadă, mă gândesc că, de exemplu, să fie internat pe 30 de zile la dezintoxicare sau cine știe. Atunci, poate situația ar fi un pic diferită. Doar că în acea perioadă terapia nu prea funcționează. Atunci, pentru ei este o urgență medicală, se rezolvă întâi urgența medicală și abia după. Adică și dacă vorbesc atunci cu un consilier, nu consilierul este pe primul plan. E nevoie să scoatem drogul prima dată. Și problema, de exemplu, sunt tineri care ies de la dezintoxicare. Probabil o parte din ei decid să se întoarcă.
și să se apuce din nou de droguri sau de etnobotanice, fiecare ce consumă, până să ajungă la un psiholog. Sau probabil nu are cine să-l informeze. Uite, poți să ceri sprijin, să mergi la un psiholog și să ceri ajutorul. Nu știu dacă e exact în spitale sau în secțiile de dezintoxicare sunt informați și îndrumați către un psiholog. În principiu ar trebui să fie îndrumați. Sunt destul de multe proiecte, programe în derulare. Însă în momentul în care ajungi cu forța, adus de familie sau adus de poliție, sunt șanse mult mai mici ca el să-și dorească cu adevărat, ci doar să aștepte liniștit acolo până se termină perioada, să se poată întoarcă înapoi la ceea ce vrea să facă. Deci primul pas ar fi conștientizarea problemei și dorința de a te vindeca. De a te schimba. Și de atunci merge. În ultima perioadă și poliția locală a raportat cazuri de consumatori de droguri sau substanțe etnobotanice identificați în municipiul Călăraș. Consumul de droguri și de substanțe etnobotanice în ultima perioadă a luat amploare în municipiul Călăraș. Ce ne puteți spune de intervenția poliției locale în acest domeniu? Împreună cu alte structuri aparținând MAI, mă refer aici la poliție și jandarmerie, pe timpul activităților de patrulare, am întâlnit diferite situații de acest gen. Poliția locală, având atribuții limitate în ceea ce privește constatarea și luarea unor măsuri eficiente în ceea ce privește consumul de substanțe interzise. Ce am făcut? I-am predat pe bază de proces verbal Poliției Naționale, urmând ca aceștia să ia toate măsurile în ceea ce privește identificarea, nu știu, distribuitorilor, identificarea și altor consumatori. Chiar săptămâna trecută, polițiștii locali au surprins doi tineri care aveau asupra lor cannabis, au fost predați organelor de poliție pentru continuarea cercetării. Poliția locală nu poate aplica amenzi în acest domeniu, nu? Nu poate aplica amenzi, dar din câte știu nici jandarmeria sau Poliția Națională. Sunt structuri abilitate din cadrul Ministerului care se ocupă special de acest lucru. Să înțeleg, dumneavoastră doar îi puteți prelua, îi predați poliției sau după caz puteți să-i transportați la unitatea de primiri urgențe? Da, sau anunțăm pe cei de la UPU, dacă situația o impune, că au fost și cazuri în care tinerii erau foarte tulburați și a trebuit să chemăm UPU să-i salvare. În intervenții, dacă situația o impune, solicitați și ajutorul celorlalte structuri? Da, bineînțeles, da. Deci numai împreună. Avem o bază de date în care îi avem pe acești consumatori de droguri și colaborăm foarte bine cu poliția și jandarmeria. Facem schimb de informații în ceea ce privește acești consumatori de substanțe interzise. Cum se implică autoritățile locale în această situație, aflăm de la președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuț. Și câteva reclamații ale cetățenilor care au venit la mine să ceară ajutorul. Sunt situații disperate ale familiilor și încercăm pe această cale, noi Consiliul Județean, în fosta unitate militară de pe strada Independenței, să transformăm într-un centru de tratare alcool, droguri, substanțe etnobotanice și alte substanțe halucinogene și jocuri de noroc. Aici e fondurile norvegiene care am depus cerere. E o scrisoare de intenție în care urmează să fim selectați pentru viitor să putem să construim acest centru. Deci, în momentul de față, Consiliul Județean a identificat terenul, spațiul unde poate fi deschis acest centru și așteptați răspuns în ceea ce privește finanțarea cu fonduri norvegiene. Așa este, da? Noi am depus scrisoarea de intenție, așteptăm selecția. Va fi un centru de zi sau cum va fi? Va fi un centru permanent. Un centru permanent. Un centru permanent. Pentru că a prelua, să spunem, din societate un copil cu probleme sau un adult cu probleme, nu poți să îl tratezi doar un centru de zi. Trebuie să avem asistență medicală adecvată pentru aceste cazuri speciale aproape în județul Călăraș. Mulțumesc!